articolul 1. Se aprobă regulamentul de organizare și funcționare conform anexei care a fost atașată prezentei și pe care presupun că o cunoașteți. Dacă sunt discuții, obiecțiuni, se punem la vot. Cine este pentru? Înainte de a-l supune la vot, vorbesc că va trebui până la capătul acestei setor anexe, trebuie completat Consiliul de Administrație al Spitalului cu doi consilieri. Cu doi consilieri. Păi, vorbim despre Muzeu. Muzeu, da. Muzeu, de la urmă. Sunteți înainte. Cine este pentru? Fără să ținem cont de ce spune. Fără să, doar ce atestă. Vorbim de regulamentul muzeului, am greșit eu. Da, 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 regulamentul asta, muzeului. Asta spunem, deci puteți să luați pauză. Da, poate vreți trei. Se aștept să se facă și propune. Da. Propun ca din cei doi membri să facă parte domnul Gornel Tudor, având în vedere că este cadru didactic, în sfârșit, are destul timp să se ocupe de problemele acestui muzeu, că și-a avut o mare experiență. Are... Supunem la vot cele două propuneri. Separat? Ca să nu fie o obiectivă. Cine este pentru? Da, eu sunt pentru. Împotrivă? Abține? Eu nu. Nu sunt pe